Tragedie națională. Toată țara e în doliu. Peste 70 de persoane au pierit în urma prăbușirii unei galerii dintr-o mină de aur din sud-vestul Mali, țară cunoscută pentru frecvența accidentelor miniere. Deși incidentul a avut loc în urmă cu o săptămână, liderul unui grup de mineri de la exploatările aurifere din Kangaba a confirmat abia miercuri numărul morților. Au murit cel puțin 70 de oameni, contrazicând astfel comunicatul de presă emis de Ministerul Minelor din Mali cu privire la incidentul respectiv. Totuși, numărul victimelor a fost confirmat de un consilier local. Guvernul din Bamako a transmis sincere condoleanțe familiilor afectate, îndemnând comunitățile din apropierea minelor și minerii să respecte riguros normele de siguranță și să opereze doar în zonele desemnate pentru exploatarea aurului. Mali se remarcă ca unul dintre principalii producători de aur din Africa. Exploatațiile aurifere din această țară cauzează frecvent prăbușiri mortale de teren. Autoritățile din Mali se confruntă cu provocări pentru a controla mineritul artizanal al aurului.